Paul, lasă telecomanda. În fiecare zi, același lucru la TV. Ok, Petro, am o idee. Ce idee? Cum ar fi dacă am intrat de pe telefon în cele mai tare animații și filme de Crăciun? Wow, hai, așa facem. Pe bune, Paul, Harry Potter. Schimbăm. Super, hai. Pe bune, Paul. E Harry Potter 2. Lasă că schimb eu. Pe bune, Petru. Frozen. Da. Ana, hai afară la zăpadă că a venit și Paul. Exact. Paul, ești pregătit? Da, hai. 3, 2, 1. Nu cred. Singura casă. Cea mai frumoasă stradă cu cea mai frumoasă casă decorată. Party la Kevin acasă. Să mergem. Dar știți de ce? Pentru că este singur de sărbători. Hai. Paul, stai. Cred că am uitat ceva. La unul prin TV totul este posibil. Așa că fiți online de sărbători. Puteți fi oriunde. Dar să nu uitați să vă luați telefonul. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la noua ediție a emisiunii Click pe întrebare la 1 Plus TV. Avem în această seară un invitat special pentru că desfășoară două activități total diferite. Este vorba de Florin Preda Dochinoiu, domnul comisar, domnul artist, pentru că ați fost o perioadă bună de timp șeful poliției din Motru. V-ați ieșit la pensie, v-ați retras din activitatea de polițist și v-ați dedicat în totalitate activității de sau pasiunii pentru pictură, pentru artă, pasiune care nu a încetat nici când vă desfășurați activitatea de polițist, pentru că participați mereu la expoziții, manifestări artistice. Haideți să începem așa, mă gândeam cu ce să începem, cu ultima activitate pe care ați avut-o, cu expoziția de la Târgu Jiu, dar haideți să vorbim așa despre pasiunea aceasta dumneavoastră, de când s-a manifestat, cum v-ați îndreptat către o carieră în poliție, pentru că e puțin ciudat, deși mi-aduc aminte de Aurelian Șuță, colegul dumneavoastră de la Dumnezeu să-i ierte, de la poliția Gorj și chiar la serviciul de criminalistică, care tot la fel un renumit artist caricaturist, tot la fel a desfășurat și activitatea aceasta de polițist, dar era un mare caricaturist român. Cum a fost? De la școală sau de la grădiniță? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Pasiunea pentru pictură cred că a început undeva în clasa 9. Am mers cu fratele meu, poetul Constantin Preda, și cu poetul Alex Gregora din Târgu Jiu, în București, să... Tot un fost polițist, să citească poeme la cenacul Confluențe al suplimentului literar artistic al Scânteii Tineretului. O iarnă geroasă, zăpadă, cenacul nu s-a mai ținut și atunci l-am cunoscut pe marele artist, grafician Florin Pucă. Am mers la Florin Pucă acasă și atunci am văzut prima lucrare de grafică în peniță și tuș. Când m-am reîntors la Craiova, am început să fac primele desene. Prin clasa 10-a... Da, el va... sau ați simțit cumva o... Am fost fascinat de lucrările lui Florin Pucă și a fost un imbolt să mă apuc să desenez. La liceu, la cabinetul de limba română, aveam fotografii cu scriitori. Mese cu sticlă. Nu a venit profesorul de limba română și am început să desenez.
încurajat de colege, da, seamănă, era vorba de Grigore Ureche, seamănă, da, da. Fă-mi și mie un portret, fă-mi și mie un desen. Și a fost o chestiune de moment. Sau poate și o întâmplare, nu? Că ați intrat în contact cu lucrările artistului, da, și le-ați... Că da, probabil că acela a fost momentul în care a declanșat, da, în dumneavoastră pasiunea, exact, nu? Exact, exact. Prin clasa 10-a mi-au adus primele culori în ulei. Nu știam să le folosesc, că trebuia cu ulei. Erați de input. De la? La liceul numărul 6 din Craiova. Să le folosesc cu ulei de in, cu terebentină. Da, da. Pur și simplu aveam niște cartoane, îmi duceau în practică la CLF-ul și erau cartoane la spatele, la cutiile de marmeladă. Și pe cartoanele respective am făcut primele lucrări în ulei cu culoarea brută, fără să fie diluată, amestecată. Era dificil în perioada respectivă, mă gândesc, să găsiți materialele necesare. Mi-l cumpăra un artist plastic, membru al UAP din Craiova, la vremea respectivă, pentru că era fascinat pentru că desenam, că lucram. Prima expoziție personală am avut-o în 1900. Da, mi-ați aminte cu ce desene ați început? Sau mi-ați spus cu personaje istorice, da? Cu... Primele desene au fost Grigore Ureche, portretele colegilor de clasă. Și în armată am cunoscut un foarte bun artist plastic. Întâmplarea a făcut că eu veneam de la Caransebeș și în timpul Revoluției. M-au prins evenimentele în Craiova, dacă mai stăteam două zile în Caransebeș, eram la Timișoara. Erați șef militar în termen. Erați militar în termen, da, în timpul Revoluției. Da. Șeful de făceați, la Caransebeș. Aha. Șeful de stat major la Caransebeș era tatăl artistului plastic care era militar în termen la Craiova. Întâmplarea a făcut să ne cunoaștem și când am văzut cum lucrează, m-am blocat efectiv. I-am zis timid așa, zic, desenez și eu, pictez și eu. Zice, fă-mi un portret. S-a uitat, zice, bă, ești bun de pictor naiv. El a fost primul meu profesor de desen. Stând cu el, după aia în casa armatei, desena. Astăzi faci un ochi, cap, nas, gură. El a fost primul profesor de desen. Ți-ați luat așa cu fiecare participă? Da, fiecare etapă. Am debutat amândoi în Cuvântul Libertății în 1990 și am trimis lucrări și la Tribuna Studențească, lucrări de grafică care le-am făcut în perioada respectivă și la Cuvântul Libertății și ni s-au publicat lucrările de grafică în cotidianul Cuvântul Libertății imediat după Revoluție. Prima expoziție am avut-o la Casa Armatei în Craiova în 1994. Erați în... Deja devenisem polițist. Da, cum a fost? Că povestiți-ne și cu alegerea aceasta dumneavoastră, că firesc trebuia să mergeți către ceva legat de artă, da, către o facultate. A fost pur și simplu o întâmplare, o întâlnire pictând. Am cunoscut pe generalul Popa și a zis, Plorină, dar nu vrei să te faci polițist? Erau atunci încadrările directe. Zice, mergi, o să mergi, zic, dacă merg, mă duc la academie. Direct din armată sau? Nu, sau nu terminasem. Terminasem armată. Da. Și zice, nu vrei să mergi, zic, merg la academie. Și a încercat să-mi explice, uite, sunt locuri acum care la academie mergi. Lucrați ceva sau erați Nu. Doar ce terminasem armata. Am înțeles. Mergi la academie, dar după aceea s-ar putea să nu te mai întorci acasă. Te dau în ordinea medilor, în altă parte. Și atunci am mers la Slatina, am susținut examenul respectiv atunci și am devenit polițist, sergent major. Prima expoziție personală am avut-o la Casa Armatei din Craiova. Și unde ați fost repartizat? La Poliția Transporturii Feroviare Craiova prima dată, după aia la Strehaia, Severin, Strehaia și m-am mutat în 97 la Motru. Am venit în Gorj. Acasă. Da. Prima expoziție am dus la Casa Armatei. Am încurajat de Fănuș Neagu și Gheorghe Tomozei, care văzând... Casa Armatei în din Craiova, Craiova, da? Care văzând un lucrări, le-a zis, Florine, trebuie să-ți deschizi o expoziție. Ei au fost și care mi-au dat girul pentru pictură la vremea respectivă.
Am invitat mai multe personalități ale vremii, un jurnalist de la Cuvântul Libertății din Craiova, când mi-a văzut lucrările, a zis: Florin, tu ești mai talentat decât fratele tău în poezie, în pictură. Cu ce pot să te ajut? Mă interesa să scot un catalog, era foarte scump la vremea respectivă, și am zis, zic, aș vrea și niște cataloge. Prezentarea domnul Fănuș Neagu și domnul Gheorghe Tomozei. Și zice, hai că mergem să vedem ce putem face. Și m-a luat de mână, m-a dus la Inspectoratul de Cultură Dolj, cum era atunci, unde director era Mihai Duțescu, poetul Mihai Duțescu. I-am arătat fotografiile după lucrări, că mergeam în geantă cu fotografiile după lucrări să le arăt la toată lumea. Iar Mihai Duțescu zice, dacă reușesc să deschizi expoziția asta, va fi cea mai bună expoziție de la începutul anului în Craiova. Cu ce putem să te ajutăm? Și a început jurnalistul să-i explice. Avem nevoie de cataloage, dar să nu cereți multe. Să avem 100, 2, 3, să... Avem nevoie de afișe. 10 afișe. Bun, vă fac 50 de afișe și 300 de cataloage. Invitațiile vi le dau eu, că aveau de la Inspectoratul pentru Cultură deja formulare tipizate. Da, da, da. Și mi le-au dat. Da, nu era ca acum cu imprimante și tot felul. Da. Se făcea totul la tipografie. La tipografie. Au venit la prima mea expoziție ambasadorul Cubei, eram deja polițist, era vorba de cei de la 12, speria și în perioada când fugeau cubanezii din, treceau cu barca în America. În spatele meu tot timpul a fost ceistul care era prezent acolo și am zis, bă, ce faci? Deci, lasă-mi să mă vadă lumea că sunt aici prezent. Da. Ambasadorul Cubei, după o perioadă, m-a invitat să expun la Casa Americii Latine din București. Am expus acolo, iar după o perioadă m-a rugat să vin să particip la un concurs. De fapt, n-am știut că e un concurs. Dar datorită faptului că era legătura mea de militar, că atunci eram militari, era vorba de cei de la ce serviciile secrete, actualul 21 sfert, așa, mi-a fost teamă și am întrerupt legăturile o perioada respectivă cu... Adică vrea să expuneți în Cuba sau cum? Da. Ați fost invitat acolo. Așa. Și n-ați putut să ajungeți. N-am ajuns pentru că era vorba de un concurs. Eu n-am mers la București să particip la concurs, dar el tot întreba, ți-ar place să mergi în Cuba, ți-ar place... Și mai dificil, mai dificil în perioada respectivă. Și am văzut după aceea la Fondul Plastic din Craiova evenimentul care a avut loc, ambasada Cubei oferea o călătorie în Cuba și alte... Dar s-au pus piedici din cauza meseriei? Nu, sau? N-am participat efectiv, eu că n-am vrut să creez suspiciuni. Niște valuri. Da, inutile la vremea respectivă. Cam asta a fost perioada de început în artă și în poliție. Toată perioada asta, cât ați activat ca polițist, ați continuat să lucrați, ați continuat să mergeți, să aveți expoziții? Tot timpul am lucrat, unii dintre colegi chiar era o chestiune, zice, dă-l încolo că ăsta pictează. Deci nu-mi pare rău că am fost polițist, mi-am făcut meseria așa cum trebuie, ca era polițist. Era privit mai ciudat așa de... Da, eram privit de polițiști ciudat ca artist, de artiști eram privit și de ei ciudat că sunt polițist. Polițist. Și nu orice polițist, adică ați avut funcție, grad, comisar, da, comisar? Am ieșit la pensie comisar șef, sunt colonel în rezervă la ora actuală, am fost o scurtă perioadă și șeful poliției Motron. Ca polițist, ca polițist ce specializare ați? Judiciar. Investigații criminale. Cel mai dificil. Ca polițist am fondat Salonul Național, Salonul de fapt Internațional, Salonul de Pictură Arte Mici în 2010, care a devenit deja o tradiție. Da. Anul acesta a avut loc ediția 12-a, iar Consiliul Local Motru și Casa de Cultură au editat un album.
În 2010, ideea concursului... Foarte mici pentru că e pentru cei mici, da. Este un eveniment clandestin de formă, pată și culoare, deschis artiștilor plastici români de pretutindeni cu vârsta cuprinsă între 3 și 15 ani. A început pe Valea Motrului în Gorj, ulterior au participat artiști din Australia, Italia, Spania, Germania, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, participă de mai mulți decât participă din Gorj, din Republica Moldova, pe fiecare an. S-a dezvoltat, dar de ce? A prins concursul. A prins concursul, l-am fondat pentru că spațiul cultural la vremea respectivă, bine, nici acum nu s-a schimbat prea mult, era ocupat de mediul politic. Era la vremea respectivă și a fost o chestiune de protest, un fel de protest. A fost prima expoziție deschisă într-un sediu de poliție, vă dați seama, la vremea respectivă. Șeful poliției nici că a zis da, nici că a zis ba, pentru că concursul l-am fondat cu trei jurnaliști. Ion Marin, Constantin Bunilă și Cornel Ciciu. Și frica de presă... Cornel Ciciu a lucrat la Gazeta de Sud, da. Și frica de presă era ceva. Avea o frică de presă. Nici n-a fost la... prima ediție, la vernisajul primei ediții, și-a găsit de treabă pe la Târgu Jiu, și-a găsit de lucru, dar a fost un succes. Chiar anul trecut am găsit câteva filmulețe de la prima ediție, filmulețe mute, făcute cu aparatul de fotografiat al criminalisticii de la Motru, colegii de acolo. Și an de an după s-a dezvoltat ideea concursului, a mers pe sistemul de Facebook, pe online, da. Da, la început, s-a făcut cunoscut. Am avut și jurnaliști care au susținut ideea, cei de la Gorjanu și Impact, la vremea respectivă, la început. Gorjanu a fost un partener aproape an de an, care din 3 în 3 zile dădea câte o știre despre concurs. Sper că și anul viitor, în funcție de restricțiile pandemice, ce o să fie, să se efectueze un vernisaj și o activitate de premiere cu artiști. Anul acesta am făcut totul pe online pentru că n-aș fi vrut să fie artiști care să nu participe. V-am spus că sunt foarte buni cei din Republica Moldova și anual primesc fură cele mai multe premii. Și ei au venit cam de fiecare dată cu sprijinul autorităților de acolo, au venit, li s-a pus la dispoziție microbuze și au ajuns la Motru. Ce au în comun cele două? Sau ați găsit lucruri, aspecte comune celor două activități, cea de polițist și cea de artist? Poate într-un fel m-a ajutat și meseria de polițist, că au fost niște chestiuni care am fost mai strict și în artă. Adică a devenit o chestie managerială pentru artă, activitatea mai ordonat în activitatea artistică. Da, erați privit, nu știu, ca polițiști și mai ales pe partea judiciară, aveați cazuri dificile, tot felul de da. O cazuistică diversificată și cred că și destul de complicată. Să vă privească altfel suspectul sau infractorul. Domnule, haideți că vreau să sunteți artist, mai înțelegeți, mai ceva de genul acesta. Nu, de obicei, mediul care interacționam nu... Sau nu știa, nu habana avea că aveați această pasiune. Chestii de artă, de cultură, poezie, ei aveau arta lor. Unii erau chiar artiști în meseria lor. Arta v-a ajutat să vă faceți mai bine activitatea de polițist? Nu știu, meseria de polițist și cea de artist cred că au avut drumuri diferite, dar s-au intersectat de mai multe ori, asta e cu totul altceva. Am avut șef de inspectorat când au interzis colegilor polițiști să vină la premierea Salonului de Pictură Artemici. De ce? Pentru că n-au vrut să asocieze, au gândit că
participă. Păi, până la urmă, e un lucru care trebuie încurajat. Adică eu nu toată... era un concert de manele la care să, în perioada, care să susțină. În perioada când organizam festivitatea de premiere și vernisajul, îmi luam concediu. Da. Înțelegeți? Ați fost puțin așa, marginalizat ca urmare a... Nu marginalizat, dar le-a fost frică să asocieze. Ba că la expoziție copiilor vine nu știu cine și e un politic, că vine... Și ce imagine apar da, în, ca temă, nu? Că de... cei care susțin concursul, că e un concurs și e un salon de pictură care... au ajutat oameni din comunitate, un concurs da, al comunității da, de la Motru. Da. Nume nu, nume nu puteți să... Cum? Nume de șef care a interzis așa ceva. Nu, că știți că ziarii trebuie să-mi trebuie să, deja să afle adevărul, să scot treburile sunt trecute. Sunt, nu ultimii, penultimii inspector șef de pe aici, de la Gurj. Da, le cam dăm seama despre cine e vorba. Nu e vorba de Caragea. Da, am deci înțeleg. Caragea nu. Caragea, domnul comisar șef, domnul deci Colomean, că avea o relație destul de bună și cu domnul, cu Aurelian Șuță. Nu, deci nu. Alții. Au zis, ce, cine vine? Vine ăla pe ăla? Ce? Păi zic, domnule, dă un premiu. El mă interesează să bucure cât mai mulți copii de premiile oferite. Da, da, normal. Au fost oameni simpli și au zis, domnul Preda, vrem să dăm un premiu. Și am spus, mergeți la Darcom în Târgu Jiu, că sunt șevaletele ieftine acolo, luați o pânză, un șevalet, culori și veniți și pe diplomă scria. V-a părut rău că v-ați îndreptat către cariera aceasta de polițist, că n-ați putut să vă desfășurați așa cum ați fi dorit? Nu, nu niciodată, nu. Mai existau aceste așa mici blocaje sau câteodată uși închise? N-am avut, pentru că sunt un visător și trăiesc în lumea mea câteodată. Asta este și tema expoziției care am avut-o acum la Muzeul Național Constantin Brâncuș. Ajungem și la această expoziție foarte frumoasă, chiar și inedită, îmbinați cumva și tehnica actuală cu arta. Povestiți-ne de un caz așa mai greu pe care l-ați avut ca polițist. Ce pot să-mi reproșesc ca polițist pentru este o infracțiune de omor care a rămas cu autor necunoscut la Motru. Acestea vă da, marchează, într-adevăr. Da. În rest au fost infracțiuni de tâlhărie care în marea majoritate au fost identificați autorii, furturi. Și Motru e zona și acum mai dificilă, pentru că acolo au venit oameni toată țara cu mineritul. În ultima perioadă lucrurile s-au schimbat, zona e liniștită, poate și din cauza faptului că au fost montate acele camere de supraveghere da, în oraș. Da. Este o chestiune care este de și un mare ajutor polițiștilor. S-au mai obișnuit, sau comunitatea fiind mică, oamenii s-au mai învățat unii cu ceilalți. Păi se cunosc foarte mulți bine. Mulți ziceau, de ce nu vii să te muți la Târgu Jiu, să te muți la Craiova, să... Păi zic, la judiciar, la Târgu Jiu și la Craiova e mult mai greu ca polițist. La Motru nu aflu astăzi... Îi știți pe toți. Păi orașul mic nu se află da, astăzi, mâine, într-o săptămână, două, tot se află ceva despre o infracțiune. Numai să ai tu, ca polițist, curajul să discuți cu oamenii, să nu te ții mare, să discuți pe stradă cu fiecare, în afară de problemele pe care fiecare ți le aduc la cunoștință, afli și ce te interesează pe tine ca polițist. Cazul de omor cum a fost? A fost la un depozit de fier vechi. Eram la birou, șeful poliției zice, Florine, ia pe criminalist și zice, veni cineva și zice că la depozitul de fier vechi la Lupoaia e paznicul mort. Am mers acolo cu mașina, am văzut deja sânge pe jos, era o baracă din lemn, am intrat în baracă, am văzut că avea capul zdrobit, am plecat că nu erau telefoane mobile la vremea respectivă, ne-am întors înapoi, am rugat pe cineva să asigure zona acolo, ne-am întors înapoi, am anunțat procurorul la Târgu Jiu, criminaliștii, șeful inspectoratului, au venit la fața locului, au făcut cercetare la fața locului la vremea respectivă, s-au depus multe activități, la început au fost niște reținuți, niște suspecți, niște hoți de fier vechi, dar au fost eliberați după
o săptămână, două, pentru că nu erau ei autorii. Au fost arestați pentru săvârșirea infracțiunii de furcă, folosirea fier vechi din cariera mineră de la Lupoaia. Ulterior s-au desfășurat sute și sute de activități, dar n-a reușit să identifice autorul. A fost un grup care a fost lucrat. Unul dintre personajele care presupun că a participat la comiterea infracțiunii de omor decedase. Era unul dintre martori sau nu știu, pe una dintre ușile de la baracă au fost găsite niște impresiuni papilare care cred că nici la ora actuală nu au fost stabilite ale cui sunt. Impresiuni ce înseamnă? Amprente. Aha. E posibil să fie persoana care a decedat. Impresiunea să fie ale persoanei care a decedat, da. Și să nu fie existat în baza de date a poliției. Da, oricum, ca să greșești în cazurile acestea, este și mai îngrozitor decât să nu găsești autorul. Mă gândesc la cazul Țundrea, cum a fost. Nu. Să trimiți un om fără, adică, pentru, față de care nu ai probe suficiente și care dovedește, nu e sigur că el e 100% autorul, mai bine lași așa cu autorul. Haideți să vă explic și o chestiune asemănătoare. A fost o tâlhărie la Motru, pe la Glogova. Am plecat după perioada de la judiciar, m-au dus la secția rurală și atunci am reținut pe contravențional, cum era pe legea 153 la vremea respectivă, un tânăr din Glogova care nu își plătise amenziile și s-a transformat în închisoare contravențională. În arest, el a început să vorbească de infracțiunea de tâlhărie de la Glogova, am aflat. L-am luat, el nu recunoștea. După o perioadă am zis, nu fac chestiuni de genul ăsta, să forțez nota, pentru că dacă el nu este vinovat, adică n-am avut certitudinea că este autorul, 100%, da. Dacă el nu este vinovat și îl trimit la închisoare, va deveni un infractor după aceea. Și am zis, nu, mai bine un infractor în libertate decât să trimit un om nevinovat la închisoare. Da, și ulterior au venit alți colegi la judiciar, au încercat să forțeze nota. Părinții pe la o reținut pentru altă infracțiune. Părinții speriați vreau să ducă să achite prejudiciu amenziile respective. Nu, banii care îi furase din casă de la bătrânii din Glogova. Și le-am explicat, zic, nu puneți pe, eu știu că vreți să creați niște probe la colegi. Faptul că se duce mama lui, achită banii la partea vătămată, aia e un fel de recunoaștere a vinovăției. Vinovăție, da. Și coroborate probele cu declarațiile care le-a făcut el față de persoanele care a stat în arest, așa, poți să creezi probatoriu ca să poți să mergi la parchet să discuți de trimiterea lui în judecată sau alte măsuri privative de libertate. Și au înțeles și au lăsat lucrurile să curgă normal, pentru că el n-a recunoscut niciodată și alt probatoriu nu aveai. Bătrânii nu l-au recunoscut. Dacă măcar bătrânii spuneau, el este, atunci puteai să mergi pe varianta care o agreau alții. Da, din dorința de a... A rezolva un caz care să nu rămână cu autor necunoscut. Cum ați fost ca șef al poliției? Dur, ați dat și sancțiuni colegilor? Nu, am fost un șef dur. Eu, poliția... De obicei, șeful trebuie să fie așa, mai dur, așa, să oamenii să-i știe de frig. Nu, oamenii m-au respectat pentru faptul că știam și meserie. Și dacă știi ce să le explici... Și ce să ceri de la ei... Să le ceri... Că le spuneam, dacă fiecare ar lucra și ar munci 40% din activitatea care o face, n-ar mai fi nici lucrări cu autori necunoscuți, n-ar mai fi nici scandal pe stradă, dacă fiecare ne-am face meseria așa, cel puțin 40%, cum trebuie. Cum vedeți poliția acum? De când ați ieșit din activitate? În 2017. E ceva timp, 4 ani. Cum o vedeți acum poliția?
Își face treaba cum da, se făcea face... înainte sau mai puțin? Nu prea văd ce mi se pare ciudat. Bine că vorbesc de Gorj acum, nu pot să spun că în București am trecut și chiar erau polițiști în toate intersecțiile pe zona în perioada aglomerată. Dar în Târgu și eu nu prea văd la în intersecție să dirigeze circulația și să-i ajute pe șofer când se întâmplă lucrurile. Aia nu înseamnă că nu sunt prezenți. Dacă nu-i vedeți. Păi nu sunt, că nu știu, sunt, au drone, au... Sunt și camere de supraveghere în Târgu Jiu. Nu știu pe unde sunt. Că știu că nu, în primăria încă l-am montat sistemul acela. Lucrează, nu știu, anul viitor sau să implementeze un sistem de supraveghere. La Motru? Da, nu, vorbesc de Târgu Jiu, la Motru știu că da. Da, sunt de ceva timp. Știu că au fost prinși chiar acolo, la catedrală, au fost prinși niște infractori cu ajutorul camerelor de supraveghere, dar vorbesc de Târgu Jiu, sunt intersecții aglomerate și nu vezi picior de polițiști de la circulație care să dirigeze. Bine, întotdeauna știți că polițiștii nu prea sunt iubiți, așa că bați, dau amenzi. Haideți să vă spun o chestiune, care eram la o expoziție a lui Șai și Șai a ținut să vorbesc la vernisajul expoziției lui. Și am început cu câteva chestiuni simple. Am zis, polițiștii, suntem polițiști. Polițiștii nu sunt iubiți de nimeni și nici măcar între ei nu se iubesc. De-aia nici nu se puteau împălăvi de sida. Da. Metode de acestea mai dure nu se mai folosesc de anchetă, nu? Eu zic că nici nu s-au folosit. S-a mai folosit la, știți cazul acela de la Stoina, cred, nu? Când a fost, da. Fost trimis. Eu nu înțeleg în recurs la acte de violență asupra persoanelor bănuite de comiterea de infracțiuni. Eu înțeleg că, vedeți, și munca de polițist este o activitate dificilă și care presupune și mult stres, pentru că trebuie să suporți, poate respectiva persoană începe să-ți vorbească urât, să te jignească, să te înjure, iar tu ca polițist trebuie să fii calm, să controlezi totul, iar cei care nu fac asta ajung în partea cealaltă, adică ajung în extrema cealaltă să lovească și pe măsurile și ajung, ați văzut ce s-a întâmplat și cu Stoina. Cu... Măsurile trebuie să fie graduale, dar nu trebuie să începi tu ca polițist să vorbești urât cu persoana din fața ta, să dacă cel care este în fața ta reacționează, trebuie să iei atitudine și conform procedurilor care... Da, trebuie să respecti. Da, e o muncă destul de dificilă și mai ales ca presiune așa psihică pe un polițist. Poate să trecem puțin la artă. Cât înseamnă concept? Că atunci când te pui în fața și începi să lucrezi, trebuie să ai un concept, o idee despre ce realizezi. Normal și că pornești de la o idee. Da. Dacă n-ar fi ideea, n-ar exista lucrarea. Corect. Dar sunt și situații în care pornești la o idee exact și îți iese cu totul altceva. Am și lucrări de genul ăsta. Sunt lucrări care le-am pornit de la o chestiune sentimentală, la o idee sentimentală și datorită cromaticii exprimă altceva. Sunt lucrări care pornești de la o poezie. Da, citiți o poezie și o vedeți așa ca o pictură. În general, muzica, poezia îți dau senzația de... îți creează o imagine în gând, te duce cu gândul la ceva. Și mă gândesc și anumit special stările sufletești sau episoadele din viață. Cu siguranță că inspiră. Fiecare artist are o stare sufletească și îl leagă ceva poate de familie, de locul natal, exact cum am zis, de o carte, de o poezie, de un cântec și în felul lui încearcă să reinterpreteze prin pictură, prin sculptură, prin grafică opera respectivă. Ce fel de lucrări realizați? Ce tehnică? De obicei lucrez și grafică, peniță, tuș, lucrez și pictură în acrilic, ulei pe pânză, pe carton. Și ca abordare ce? Ca lucrări? Ca tematică? Tematică, da. Tematica e diversă. Fac și portrete, și artă suprarealistă,
Și ce să vă zic, ilustrații de carte. Am văzut lucrările expuse la Târgu Jiu, la Muzeul Național Constantin Brâncuș și într-adevăr acoperă o tematică diversificată. Cât timp va fi expoziția deschisă? Am văzut și chiar lucrări așa monumentale, de mari dimensiuni, de câțiva metri pătrați. Lucrări de 7 pe 2 metri, de 3 pe 4. Expoziția la Muzeul Național Constantin Brâncuș va fi până la sfârșitul lunii ianuarie 2022. Oamenii au timp să meargă să viziteze. De fapt, acolo sunt 3 expoziții. Ce ați văzut acolo, în partea de jos, sunt lucrări monumentale. De fapt, ce sunt acolo? Sunt meșurile folosite în campaniile electorale de unii politicieni. Și am zis, dacă tot unii au dat bani pe ele să le așa, să le reinterpretesc. Și le-ați folosit dumneavoastră să desenați pe meșurile respective? Da. Și de la ce partid ați luat? Da. Unul era cu Băsescu. A, de așa de vechi? Așa. A, nu din campania asta de acum. Și din campanie. Unul este un meș folosit de hoară pentru candidatura la președinția Consiliului Județean. Păi și tot așa vechi de... Nu, de 2020. A, de hoară de la USR. Da. Dar mai era o hoară la... Parcă tot pe la Motru. Da. A fost la PDL. Da, PDL, de mult PDL. Mă gândeam la... Și le-am reinterpretat meșurile pentru că sunt de dimensiuni mai mari și mi-au permis să mă joc cu ele. Și urma să le arunce sau ce să facă cu... Unele stăteau abandonate, aruncate. Și am luat și le-am... V-a venit ideea asta să le folosiți pentru a realiza lucrări de arte. Un proiect mai amplu. Am apelat și la Motru, la unii dintre politicieni, dar au refuzat să-mi dea ce aveau peste stradă, bannerele electorale. Pentru că e un proiect deja în lucru, probabil la anul sau dacă nu, peste 2 ani de zile, o să fie o expoziție în aer liber, tot așa, legat de stâlpii din oraș. Sau un alt oraș care vă va permite... Și le veți pune pe... sau cum? Da, leg. Și le veți pune pe... Expune, pe stâlpi, da. O idee îndrăzneață. Și cred că nu a mai avut cineva până acum nu. Ideea aceasta. Revenind la expoziția de la Muzeul Național Constantin Brâncuș, deci sala de jos cu lucrările de mari dimensiuni, în încăperea din mijloc este o expoziție de coduri QR. Iar în încăperea următoare, o expoziție de scrisori, de zboruri de acasă, o expoziție mai sentimentală, cu lucrări mai sentimentale. Expoziția cu codurile QR este inedită și eu zic că este o premieră în arta plastică, chiar dacă este controversată și mulți spun că s-au mai pictat, s-au mai făcut, s-au mai desenat, s-au mai pictat, dar fără să aibă un dublu înțeles, un dublu mesaj sau să le aducă cineva toate, să le unească toate QR-urile care le-a desenat într-o expoziție. Nu a mai fost nicio expoziție până acum numai cu coduri QR. Lucrurile de acolo au dublu mesaj. Am încercat să le stilizez, să le reinterpretez, adică să aibă și un aspect cromatic mesaj, care să atragă privitorul, dar să te ducă și în spatele lucrării să vezi cu totul altceva sau poate ceva legat de cromatica respectivă. Unii dintre artiștii plastici au spus că este doar interesant. Am avut niște critici de artă din Germania care și la rândul lor au zis că este o idee foarte interesantă, dar nu știu dacă a mai fost folosită de cineva. Am zis, dar nu mă interesează dacă a mai fost folosită de cineva. Fiecare dar cineva, nimeni nu le-a adus să le țină într-o expoziție și să le reinterpreteze. Toți l-au folosit exact cum le creează o aplicație de pe telefon sau de pe calculator, pătrate, fără să le deformeze, să le
readaptezi, da. Da. Da, am înțeles că unul dintre aceste coduri chiar merge pe, poate fi pe telefonul mobil, da, poate fi... Da, cu aplicația de pe telefon. Nu, toate? Nu toate, toate. Toate? Toate lucrările de acolo, din sală. A, deci toate merg. Toate merg. Aveți o aplicație, dacă aveți, facem... Am o aplicație, da. Ia, deci să încercăm pe una dintre ele. Și am înțeles că unul dintre coduri e chiar către dumneavoastră, da? Va fi... te duce pe, pe cel care vrea să, să, să vadă, chiar către o pagina dumneavoastră în care poate să vadă ce... poate să vadă povestea dumneavoastră, da? Da. Da, chiar funcționează, se, s-a a identificat da. codul QR. Da. Și cei care vin acolo, am înțeles că un cod, unul dintre aceste coduri îl duce către dumneavoastră, către o pagina dumneavoastră, ce ați realizat, ce lucrări al... Nu neapărat către o pagina mea, dar sunt secvențe de social. O să găsiți președinți care cântă, o să găsiți dansuri sportive, dansuri sportive, box, o să colinde pe poetul Grigore Vieru, o să vedeți muzeul Constantin Plâncuș cu mine, dar altă dată, în spate, cu o dată mai în spate. Sunt lucrări interesante și sunt unite sub... titlul Visez gratuit, că toți s-au întrebat de ce visezi tu gratuit. Într-o lume plină de restricții cum suntem acum, visul e singurul lucru care a rămas, care nu e impozitat. Și în vis să-ți permiți orice, să faci ce vrei, să fii cu oricine, să fii oricine. Și oricum e interesant că se îmbină cumva tehnica aceasta, că toată lumea are un telefon mobil și este toată ziua cu telefonul mobil în, în mână, cu arta, cu pictura, da, e ceva interesant și, și ne bine că acum s-a ajuns și la artă digitală, se folosește da, calculatorul da, da. Să realizezi opere de artă. Am ajuns, din păcate, la finalul emisiunii. Mulțumesc pentru participare și mult succes în toate proiectele pe care le veți desfășura. Și vă mai aștept și cu altă ocazie să mai depănăm amintirea așa și din perioada de polițist și din cea de, de artist, pentru că au rămas așa multe, multe întrebări pe care nu vi le-am adresat. Încă o dată mulțumesc pentru participare. Eu vă mulțumesc. Doamnelor, o seară bună. Mulțumim, doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Vă aștept și mâine de la aceeași oră. Decembrie, bucuria sărbătorilor de iarnă. Imagini de poveste. Doar pe 1+ TV. Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. White Dent Clinic, Dr. Andreea Udrea, direcția sigură spre cea mai modernă clinică din orașul Târgu Jiu. Vino pe strada Bicaz, numărul 25D. Prezenți la orice oră pentru a-ți reda zâmbetul. ore din 24 vă stă la dispoziție. Sună la 0766554732 și spune stop durerii. Dr. Andreea Udrea, excelență în stomatologie. Accesează mertecom.ro.
Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic. Promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.